Înțelegi? Așa că cu Costeluș și cu ăștia sunt niște păduchi cu vată în urechi, mă, pentru mine. Eu n-am ce să vorbesc cu ei așa mare lucru. Nu are ce să zic el, auzi, de șmecherie. Ce pula mea șmecherie? Nu e chiar așa. Acum, uite, acum, de exemplu, eu o să vorbesc cu fata asta, cu Morena, o să vorbesc cu ea sincer, să fiu, nu i-am scris până acum, să-i vorbesc cu ea, să-mi dea numărul, să vorbesc puțin cu ea pe WhatsApp și am să o învăț niște lucruri de bine, pentru că vreau eu și ai să vezi cum o să schimbe ea și probabil că poate vrea să mă și viziteze. Îi fac eu cadou, e 800 de dolari canadieni acum un bilet, 500 de euro, ești nebun ieftin. Biletul, zici că pleacă în România. Să vină și ea la Niagara o săptămână, atât să vadă Niagara, să o duc eu să vadă Niagara, să vadă CN Tower la Toronto, să o duc la Casa Loma, să o duc puțin pe la Quebec City, la Chateau Frontenac, să o plim, nu la Craiova, la, cum a zis ăla, că i-a dat o friptură pe decibel, auzi? Să-i spui lui o fată așa în pula mea, că e urât. Ce e, mă, fripturistă, ce pula mea e? Ești nebun la cap. Dacă ar fi fripturistă și ai stat cu ea, înseamnă că ești tot prost. Păi da, mă, fac acum, stai să vezi că îl iau pe Dani Mocanu, vorbesc cu Dani Mocanu, să-mi facă și mie promovare, să mă apuc să fac meciuri și fac cum e Dani Mocanu cu George Pian ăla, o să fac și eu cu asta, duet cu Morena asta. Și o să vezi ce frumos o să fac cu ea. O să, cu d-astea, mai, uite, mai e Larisa, mai e astea, Haladite, care spun, voi spune-i să-și ia o daia și ia, uite să poartă asta și ia, tare, știi? Și eu, dacă o pun să facă niște de-astea și o schimb într-o săptămână, să mor aici de nu, o să vrea să vezi, o să mai vină și altele să, la concursul ăsta. Băiat Milo și tu ajuți. Da, mă, da, poate vreau să, Florin, poate vreau să o fut, de exemplu. Și nu e, și o iau așa cu vrăjeala asta, dar e frumoasă vrăjeala asta, înțelegi? Cred că îi place și ei. Decât să zic să moară, să facă, să scot briceagul, să am dalea cu porcul, cu pula. Nu, frate, eu... Așa vreau. De genul lui, nu mă pot asocia cu oameni, deci dai respect dacă îi văd și undeva, salut, te pup, ai noroc, frățioare. Nu ne îmbrăcăm la fel, nu avem aceleași activități. Nu-mi place. Mie îmi place în felul meu și de-aia eu îl respect dacă vine pe aici, dar nu-mi place. Așa, n-am deep house. Înțelegi? Ascult asta așa. Pară mama dacă nu, și fumează și trei fumuri și du-te cu o pizdă de asta frumoasă de-a ta care îți place să-i bagi degetele astea două în pizdă așa când conduci tu și ea să țină de mâna ta, să fie udă la pizdă, nu de-astea proaste după TikTok maneliste. De asta așa să fumeze și ea cu tine și dă-i, să ai și vreo mașină de-aia de curse. Bacă, Victor, și dă-i la maxim. Frumos. Ce pula mea să aud, mă, numai tobe, numai mie nu-mi place. Adică, bă, înainte, sincer să fiu, îmi plăcea și mie așa, să știi, îmi plăcea, dar după aia m-a obosit, nu mai mi-a plăcut, că am văzut că o dăm prosteală și nu mai îmi place. Numai dacă sunt beat îmi place atâta, dacă nu sunt beat, nu mai mă ascult mâine. Din cauza la iarbă. Vă, ești nebun? Mă. Să schimb marfa, mai bine să schimb pula de la nevastă ta din curs, să faci ceea ce îți place. Mie nu-mi plac manelele, pentru mine manelele a devenit un țărănism și toți maneliștii gen care îi fac eu maneliști, nu mă refer la persoanele, de exemplu, la lăutari sau la oameni șmecheri care ascultă manele. Maneliștii îi numesc pe ăștia care nu sunt ceea ce să dau ei, mă înțelegi? Adică, bă, tot timpul, pula mea, tu asculti manele că-i cântă lui unul șmecher o melodie și te regăsești tu în ea, mi-o pui mie de 100 de ori și pula mea, nu ți-o cântă ție și nu de tine.